Fetele au făcut dedicații muzicale băieților și invers, dar Madi, atât la melodia pe care a ales-o ea, cât și la cea pe care a ales-o Sergiu, a plâns. S-a emoționat foarte tare și prima dată a plâns în brațele doamnei Lucica și la următoarea piesă în brațele doamnei Maria. Am văzut că și fetele au venit lângă ea, au încercat să o încurajeze, să îi arate că acolo e Sergiu, să se bucure. Am văzut că făcea semne Luiza. Dacă e să ne întrebăm motivul pentru care a plâns, cred că nu îl știm, probabil nici ea nu îl știe, a mai explicat faptul că are unele stări pe care nu și le poate explica și pur și simplu îi vine să plângă sau este vorba despre ce s-a discutat astăzi în live și poate ea își dorește să ducă la capăt competiția care să se finalizeze cu o căsătorie, dar o rețin temerile. Cert este că s-a emoționat foarte tare și l-am văzut și pe Sergio la fel de emoționat.